Și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am un videoclip foarte interesant pentru voi. Încă un review pentru un produs interesant. Pentru că asta îmi place să fac aici, să fac review-uri pentru produse despre care nu s-a vorbit foarte mult la noi în țară sau despre care nu se știe foarte mult. Și astăzi, precum ați văzut probabil și în titlu, voi vorbi despre glossurile de la Lancome care se numesc Juicy Shaker. Știu că există și varianta mată care se numește Matte Shaker. Poate o să vorbim și despre aceea în viitorul apropiat. Însă am făcut niște swatch-uri pe care o să le vedeți în acest videoclip și vă voi vorbi mai multe despre ele imediat. Așa că dacă vreți să aflați mai multe, urmăriți-mă în continuare. Voi începe să vorbesc despre aspectul acestui ruj și despre ambalajul acestuia. În primul rând vine în cutia clasică de la Lancome, care este o cutie argintie cu semnul Lancome cu o floare aurie. Așa cred că arată toate produsele, pentru că mai am vreo două produse de la ei și tot în această cutie au venit. Cantitatea este de 6,5 ml, precum scrie aici, scrie că este un ulei bifazic infuzat cu pigment. Și așa este, produsul arată, nu acum, dar la un moment dat, se desparte, se vede pigmentul jos și rămâne uleiul deasupra, se văd două culori. Motiv pentru care a apărut și ideea aceasta de shaker. Mi se pare foarte drăguț faptul că are forma unui shaker din ăla de cocktailuri și trebuie să îl agiți și face acest sunet. Cred că se aude, cred că are o biluță înăuntru care agită foarte bine nuanțele și le îmbină în așa fel încât să se amestece culoarea și să nu avem două chestii separate. De aceea, de fiecare dată când folosești acest produs, trebuie să îl amestec. Eu am trei nuanțe care sunt acestea. Pot să spun că nuanțele arată destul de asemănător între ele pe buze și o să vedeți imediat în swatch-uri. Depinde foarte mult și de nuanța naturală a buzelor voastre. Eu am, de exemplu, niște buze destul de închise la culoare. Am încercat la început să le aplic peste fond de ten, puțin pe buze, ca să nu se încurce. De aceea, oricum, foarte multe glossuri la mine pe buze arată la fel într-un final. Într-adevăr, acest produs este practic mai puțin decât un gloss, este un ulei. Se simte exact ca un ulei și hidratează extraordinar de bine buzele, adică îl poți folosi pe post de balsam în cazul în care nu ai unul la tine. Persoanele care au buzele foarte uscate ar fi încântate de un astfel de produs, pentru că nu usucă buzele în niciun fel, ci dimpotrivă le hidratează în profunzime. Chiar dacă fac un singur swatch pe buze și șterg imediat, buzele mele se simt automat hidratate și foarte, foarte moi, așa că pentru zilele alea de vară super calde, care simțiți că vă crapă buzele și că nu mai puteți, un astfel de produs este recomandat. De asemenea, îl recomand să aveți așa ceva cu voi la plajă când nu aveți foarte mult machiaj sau când aveți un machiaj de seară foarte închis și vreți să balansați lucrul, așa cum am făcut și eu acum. Singurul dezavantaj la un astfel de produs este faptul că nu rezistă absolut deloc, adică după vreo oră, maxim două, o să se ducă și trebuie reaplicat, însă ceea ce este fain la un astfel de gloss este că nici nu trebuie să te uiți în oglindă când îl reaplici, adică îl iei și faci așa de două ori și s-a terminat. Modul în care se aplică este super interesant și vă voi arăta imediat odată cu swatch-urile pe care le voi face. După ce ai agitat, trebuie să iei și ai acest burețel care are un vârf foarte, foarte moale și foarte, foarte flexibil și pur și simplu se apasă, nu se trage dintr-o parte în alta pentru că nu pui deloc produs decât prin apăsare, precum se observă. Ceea ce mai place foarte mult la acest produs este faptul că fiecare nuanță are un nume de fruct. Și mirosul și gustul coincid cu acest nume de fruct. Este un miros care rămâne și un gust care rămâne. De exemplu, eu acum pe buze l-am pe acesta care se numește Berry in Love și încă îi simt gustul și mirosul de fructe de pădure, cred. Mi se pare mai mult de struguri, însă îmi place foarte mult și nuanțele chiar au un miros super intens, delicios. Așa că haideți să trecem la swatch-uri să vedem cum arată și care este diferența între ele, după care revin cu swatch-uri pe mână. Am revenit și am fondul ten pe buze și arăt ca o moartă, pentru că buzele mele sunt foarte roșii și aceste rujuri, dacă nu sunt pe ceva mai nude sau pe o bază mai deschisă, nu prea au nicio diferență între ele. Voi aplica mai întâi nuanța Boom Meringue și o să vedem cum arată. Acest
Aceasta este nuanța Boom Meringue și pot să spun că miroase incredibil, miroase a gumă. Acum turbo sau ceva de genul acesta, dar îmi place de mor, vine să o mănânc. Este un roz pal, foarte, foarte drăguț, foarte girly, foarte feminin. Mi se pare că arată un pic mai roz pe cameră decât în realitate. Însă pot să spun că este super, super, super drăguță, foarte feminină și îmi place foarte mult aspectul acesteia. Și merge și foarte bine cu un look natural, atât cât și cu un look de seară. Îmi place foarte mult tenta de roz pal pe care o are și sunt super încântată de acest produs. Următoarea nuanță se numește Wonder Melon și presimt că o să miroasă a pepene. Oh my god, miroase a pepene galben. Super mișto și pare un ceva mai roșu sau un fucsia foarte închis. Este Wonder Melon și miroase foarte tare a pepene galben. Este super drăguț, este cam foarte asemănător cu cel de mai devreme, însă este o idee mai închis. Îmi place super mult și acesta, cum se vede, însă îi simt gustul absolut tot timpul, cu care îmi place enorm de mult. Numește încă o dată Wonder Melon și într-adevăr acum acesta în sticluță pare mult mai închis decât ceea ce am eu pe buze. Repet, ceea ce am eu pe buze este pus pe o bază de fond de ten, pentru că buzele mele naturale sunt foarte, foarte, foarte roșii. O să mă gândesc totuși să îl încerc și pe buzele mele naturale, să vedem cum arată, așa că o să mă șterg și îl aplic încă o dată pe buzele naturale. Acestea sunt buzele mele naturale și o să aplic Wonder Melon pe ele. Acesta este Wonder Melon pe buzele mele naturale și mi se pare că acum, nu știu, cred că am făcut o greșeală că le-am aplicat pe fond de ten, pentru că într-adevăr acum buzele mele par mai voluminoase, mai juicy, așa cum se numește și rujul, par mai cărnoase și asta mi se pare foarte frumos pentru că au un aspect natural, dar voluminos și așa de vară, nu știu, mă gândesc la vară când văd astfel de buze. Știți că nu se mai poartă foarte mult buzele mate, cu toate că mie îmi plac destul de mult. Așa că acestea sunt o alternativă foarte bună pentru a ieși din anonimatul buzelor mate și pentru a trece către luciu. Și ultima nuanță pe care doresc să o încerc este aceasta. Se numește Berry in Love. Este un mov închis și arată super, super drăguț. Chiar sunt foarte curioasă cum o să se vadă pe buze. Încerc pe buzele mele naturale pentru că cred că nu a fost o idee bună cu cea cu fond de ten. Acestea miros a struguri, uimitor. Acesta este Berry in Love. Este o altă nuanță foarte, foarte drăguță care îmi place și cred că dintre toate este cea care merge cel mai bine cu machiajul de acum și este cu siguranță o nuanță cea mai închisă. Acum să vorbesc ceea ce am observat din swatch-uri. Ok, acum că ați văzut cum arată pe buze toate nuanțele, să vedem pe mână pentru că o să se înțeleagă mai bine. Voi începe cu Boom Meringue sau Merengue. Voi aplica exact așa cum aplic pe buze. Acesta este Boom Meringue. Nu știu dacă se vede la cameră, are o nuanță de roz foarte pal, exact așa cum arată și sticluța. Mai departe voi face un swatch pentru Wonder Melon. Acesta este Boom Meringue și Wonder Melon lângă. Și Berry in Love pe care l-am pe buze. Este și Berry in Love. Nu știu dacă se văd foarte tare diferențele pe cameră, într-adevăr sunt extrem, extrem, extrem de subtile. Asta foarte mult și m-am gândit atunci când am ales nuanța, pentru că chiar nu știam ce să aleg. M-am dat un pic mai aproape în ideea în care poate vedeți diferența, cred că în lumină mai slab. Acum se vede câte ceva. Acum voi trece la concluzii. Acestea sunt cele trei rujuri. Acestea costă, fiind de la un brand de lux, adică Lancome, costă destul de mult. Eu le-am luat de pe Auro, unde sunt 90 de lei și știm foarte bine că pe Auro prețurile sunt mai mici decât în rest, pentru că în rest costă 106 lei, așa că m-am gândit că tot voi avea 3, este mai economic. Sunt, precum știți, pe Auro prețurile sunt mai mici. Vorbim despre Auro, chiar mi-am zis că trebuie să vă spun. În curând se va schimba numele, probabil ați mai auzit și de acest lucru, și se va numi
Notino. Acestea sunt cele trei rujuri de la Lancôme. Singurele dezavantaje pentru aceste rujuri mi se par faptul că rezistă foarte mult, deci dacă sunteți o persoană care pune accent pe rezistența rujurilor, cu siguranță nu o să vă placă, și faptul că într-adevăr sunt destul de scumpe și seamănă destul de mult între ele, însă dacă sunteți niște iubitoare de glossuri și vă place hidratarea pentru buze, cu siguranță le recomand pentru că sunt foarte, foarte, foarte comode, probabil cele mai comode glossuri pe care le-am încercat vreodată. Și arată foarte, foarte frumos pe buze, le fac cărnoase, le fac voluminoase și știu că o să fie destul de greu să vă alegeți o nuanță, însă cred că cel mai bine este să mergeți înainte de a alege nuanță, să vă gândiți la miros și la gust, să vă alegeți un miros și un gust care vă place foarte mult pentru că o să-l simțiți în permanență, lucru care mi se pare foarte fain. Acesta este videoclipul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut și că vă plac astfel de videoclipuri. Dacă mai vreți să vedeți ceva sau dacă vreți să fac un review pentru ceva anume, lăsați-mi un comentariu mai jos. Bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să-mi dați un thumbs up pentru că mă ajută foarte mult, și de asemenea să mă urmăriți pe Instagram și pe Snapchat și pe Facebook, unde aveți toate linkurile mai jos în descriere. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!